Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii ianuarie pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau orice aglomerare de 4 sau mai multe planete în semnul zodiacal al vărsătorului. Acest taroscop este unul general, prin urmare e important să urmărești atât pentru semnul tău zodiacal, cât și pentru acel semn zodiacal în care ai ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă nu știi exact ce înseamnă toate aceste lucruri, ți-am lăsat aici în colțul din dreapta sus un link către un video care s-ar putea să-ți mai clarifice din întrebări. Dacă mai ai întrebări, bineînțeles, nu ezita să le scrii în comentarii sau să te alături grupului de Facebook în care avem discuții puțin mai amănunțite pe teme de astrologie și tarot. Acesta este un taroscop, adică îmbin astrologia și tarotul. O să încep cu explicațiile astrologice, cu horoscopul lunii ianuarie, în general, pentru toată lumea. O să vă las aici în partea dreaptă a ecranului datele cele mai importante ca să puteți să vă luați notițe, da, cu toate informațiile pe care vi le transmit. Cum am decis să schimb puțin formatul acestei etalări, pentru că nu va mai fi săptămânală, va fi lunară pentru fiecare zodie în parte, ca să pot să intru în mai multe detalii și să vă fac un overview mai detaliat pe mai mult timp înainte, să vă puteți planifica luna din timp. Prin urmare, pentru energia generală o să folosesc aceste zaruri. Sunt niște zaruri cu 12 fețe, cel mov conține cele 12 case astrologice, cel verde cele 12 semne ale zodiacului și cel albastru 12 plasamente planetare importante. Aceste zaruri o să ne dea energia generală a lunii pentru zodia voastră și pe urmă din aceste cărți de tarot, tarotul elementelor, o să extrag 3 cărți ca să clarificăm primele 10 zile din lună, următoarele 10 și ultimele 10. Bun, până când amestec eu cărțile, vreau să vă dau câteva detalii legate de partea astrologică a acestei luni. Avem câteva evenimente importante astrale care se întâmplă în decursul lunii ianuarie 2021. În primul rând, Marte, planeta războinică, guvernatorul berbecilor și a scorpionilor, intră în zodia Taur pe 7 ianuarie la ora 12:30 dimineața. În 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, guvernatorul gemenilor și al fecioarelor, intră în vărsător la ora 14. Tot în 8 ianuarie, Venus, planeta frumosului, a iubirii, dar și a banilor, micul benefic, intră în Capricorn la ora 18. Toate aceste ore sunt ora României. Bun. Până acum, hai să ne gândim la aceste 3 evenimente astrale. Cum ne influențează? Păi, Marte și cu Mercur, în cursul zilei de 8 ianuarie, în intervalul 14-18, o să facă o cuadratură, un aspect tensionat. E posibil ca în această perioadă să vedeți bărbații, băieții, în special mai agresiv verbal, mai tensionați, mai nervoși, mai predispuși spre vorbe dure și vorbe urâte. Partea pozitivă este că în aceeași zi, pe 8 ianuarie, la ora 18, odată cu intrarea lui Venus în Capricorn, acesta va face trigon, aspect pozitiv de susținere pentru Marte din Taur și cumva va mai media din aceste aspecte tensionate. Ce înseamnă asta? Că de pe la ora prânzului până spre seară, bărbații, da, vor tinde să fie mai agresivi verbal, mai morocănoși, mai supărați, mai militanți. Dar în cursul serii, femeile care au o vorbă dulce, ceva frumos de spus, poate să mai medieze această tensiune, da? Pentru că se formează acest trigon, acest aspect de susținere. Bun. Următorul aspect important pe care vreau să vi-l evidențiez se întâmplă în perioada 10-14 ianuarie, când Jupiter
face careu, aspect tensionat de quadratură cu Chiron. Marele benefic tensionează rănile karmice cu care am venit fiecare dintre noi în această viață. Această tensiune, da, pentru unii dintre noi o să agraveze anumite probleme, dar în același timp acest aspect tensionat ne și face să vrem să acționăm, să facem ceva pentru a rezolva odată și pentru totdeauna aceste răni karmice. Următorul aspect important pe care vreau să-l evidențiez se întâmplă în ziua de 13 ianuarie. La ora 7 dimineața avem faza de lună nouă la gradul 23 de Capricorn. Acest aspect o să-l detaliem în a doua parte a acestui video, să vedem cum se aplică în special pentru zodia voastră. Următorul aspect important, în perioada 14-15 ianuarie, Uranus staționează. Mare atenție la planete care sunt staționare, pentru că în acele momente sunt mai puternice, mai potente, mai explozive. În 16 ianuarie își reia mersul direct, dar aici mai intervine o problemă. În perioada 15-18 ianuarie, Jupiter, marele benefic, face quadratură cu Uranus. Și iarăși, aspect tensionat între marele benefic și planeta neașteptatului, a răsturnărilor de situații, a electricității și a exploziilor. Mare atenție aici pe perioada 15-18 ianuarie, la lucruri neprevăzute, la posibile probleme cu electrocasnicele. Aveți grijă să nu plecați de acasă, să lăsați ceva în priză, pentru că aici există foarte mari riscuri, mai ales că împreună cu Uranus în Taur, acolo e și Marte, micul malefic. Bun, următorul aspect important se întâmplă în seara zilei de 19 ianuarie la ora 22:40 de minute, când Soarele părăsește zodia Capricornului și se alătură aglomerării de planete din Vărsător. Începe luna Vărsătorului. Pe urmă mai avem în 28 ianuarie faza de lună plină, care se întâmplă la ora 21:16 minute. Va fi luna plină în Leu, când Soarele se află în Vărsător și luna în Leu. Ultimul aspect important pe care vreau să vi-l menționez pentru această lună este retrogradarea planetei Mercur. Acum, retrogradarea planetei Mercur are 3 faze. Prima fază, când merge în mers direct, de la gradul 11 până la gradul 26 de Vărsător. Pe urmă, faza de retrogradare, când se întoarce de la gradul 26 de Vărsător până la gradul 11 de Vărsător. Și a treia etapă, când își reia mersul direct și parcurge pentru a treia oară acest interval 11-26 grade de Vărsător. Prima etapă de mers direct se întâmplă între 15 și 30 ianuarie. În 30 ianuarie, Mercur se oprește și se pregătește să se întoarcă. Între 30 ianuarie și 20 februarie își va face mersul retrograd, în 20 februarie se oprește, urmând ca între 20 februarie și 3 martie să meargă din nou în mișcare directă. Mercur retrograd, nu vreau să vă speriați, da, e o perioadă mai dificilă în care trebuie să fim mai atenți, dar este și o perioadă în care ne putem folosi de acest tranzit planetar și în a doua parte o să vă explic exact pentru fiecare cum puteți să vă folosiți de aceste 3 intervale ale lui Mercur retrograd. În prima parte, între 15 și 30 ianuarie, trebuie să fiți foarte atenți la anumite lucruri care se întâmplă în viața voastră, pentru că în a doua parte, între 30 ianuarie și 20 februarie, o să aveți ocazia să refaceți, să reveniți asupra unor lucruri, asupra unor decizii care nu au ieșit bine în trecut. Puteți să refaceți ceva, să regândiți, să reiterați, să redobândiți chiar anumite lucruri. Și o să vedem în a doua parte exact cum se aplică asta pentru zodia voastră. Bun, și acum hai să trecem la partea a doua, la analiza detaliată. Hai să vedem pentru nativii din Vărsător
cum vă afectează energia de lună nouă, lună plină și Mercur retrograd. Păi, în primul rând, luna nouă din 13 ianuarie pentru vărsători are loc în casa 12 astrologică. Vărsătorii o să aibă un nou început în subconștientul lor, în relația cu lumea invizibilă, cu lumea angelică, cu divinitatea. Vărsătorii poate să primească mesaje noi, să comunice cu entități noi care să îi ajute să îi ghideze. Vărsătorii se pot reconecta cu îngerul lor păzitor, cu strămoși, cu toate aceste entități spirituale care vă pot ghida și vă pot ajuta din lumea invizibilă. Pentru o parte dintre vărsători, aici există un mic risc de apariția unor boli, de declanșarea unor boli cronice sau de apariția unor dușmani care până acum erau ascunși în viața lor. Nu mi-aș face foarte mari probleme pentru că anul acesta avem foarte multe planete în zodia vărsătorului, atât Saturn, cel care minimizează sau restrânge totul, cât și Jupiter, marele benefic, care magnifică și aduce foarte multe binecuvântări. Plus că în 28 ianuarie, pe final de lună, o să avem faza de lună plină în zodia leului, în casa 7 astrologică pentru vărsători, care o să le aducă acestora ajutor de la parteneri, că sunt partenerii de viață sau parteneri de afaceri. Vărsătorii o să fie aici susținut pe sectorul parteneriatelor, de la oameni care le vor binele și care îi protejează. Mercur retrograd se întâmplă pe zodia voastră, pe ascendentul vostru, pe casa întâi astrologică și vine cu schimbări, modificări referitoare la modul în care vă exprimați, la modul în care vă afișați în lume, la modul în care societatea și lumea vă percepe. Cum puteți să vă folosiți în favoarea voastră de această perioadă de Mercur retrograd? Foarte simplu, pentru acei vărsători care vor să se reinventeze, să își schimbe imaginea publică, reputația, felul în care societatea, lumea, oamenii din jurul vostru vă percep, puteți să vă folosiți foarte ușor de perioada aceasta de retrogradare a lui Mercur. Puteți să inițiați aceste schimbări, aceste modificări în prima etapă, între 15 și 30 ianuarie, când Mercur parcurge pentru prima oară intervalul între 11 și 26 de grade din vărsător, urmând ca între 30 ianuarie și 20 februarie să reveniți asupra acestor modificări, să vedeți ce trebuie refăcut, ce trebuie regândit, ce trebuie rediscutat, recomunicat, replanificat, bineînțeles, ținând cont de feedback-ul pe care l-ați primit în prima etapă. Și după toate aceste modificări, revizuiri, regândiri, recalculări, reanalizări, o să vedeți că după 20 februarie lucrurile se vor schimba, deja veți fi percepuți ca o persoană cu totul și cu tot diferită. O parte dintre vărsători e posibil ca aici să poată să beneficieze de niște cursuri de comunicare, de niște cursuri de limbi străine. La fel, dacă le inițiați în luna ianuarie și treceți prin partea de revizuire, de studiu individual și de revizitarea conceptelor în luna februarie, din luna martie o să puteți deja să fiți considerați niște ași în ale comunicării sau destul de fluenți în limba străină pe care doriți să o învățați. Bun, înainte să scoatem mesajele de la cărțile de tarot, hai să vedem ce spun astrozarurile cu privință la energia generală pentru vărsători pentru luna ianuarie. Pentru voi, energia de fundal acestei luni este cea de Jupiter în Taur în casa 4-a. Accentul se pune pe căminul vostru, pe casa, locuința voastră, relația cu familia, cu mama, lucrurile care vă dau stabilitate, rădăcinile voastre spirituale, emoționale și fizice. Aici vă doriți mult mai multă stabilitate, doriți să vă înfrumusețați casa, să o faceți mai
estetică mai plăcută. O parte dintre vărsători s-ar putea să investească aici în redecorare, remobilare, în anumite obiecte de decorațiuni interioare. S-ar putea să fie niște obiecte ușor mai scumpe, dar vor fi niște lucruri de calitate. Dacă vă permiteți acest lucru, puteți să investiți în obiecte de artă, în tablouri, în sculpturi care își vor crește în valoare în timp. O parte dintre vărsători e posibil să-și dorească să achiziționeze o casă pe pământ. Da? Și aici mă refer neapărat la o casă pe teren. Nu atât de mult un apartament, ci cât o casă cu curte. Un cămin în care să vă puteți pune rădăcinile voastre, în care să vă puteți funda voi familia voastră sau o casă suficient de mare pentru toți membrii familiei acestui vărsător. Lucrurile sunt foarte bine aspectate aici cu Jupiter, cu Marele Benefic. Orice investiție în imobiliare, terenuri, în agricultură, dar și în opere de artă este foarte bine aspectată aici. Orice achiziționați în această direcție va crește în valoare în timp. Și acum hai să vedem ce spun cărțile de tarot pentru primele 10 zile din lună. Wow! Vărsătorii primesc aici o ofertă de dragoste de la un suflet pereche. O parte dintre vărsători, mai ales cei singuri, e posibil în primele 10 zile din ianuarie să vă întâlniți acest suflet pereche. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, acest doi de cupe poate să vină cu o conexiune emoțională mult mai adâncă și mult mai stabilă între cei doi parteneri. Dacă sunteți deja într-o relație de lungă durată și întâlniți o persoană cu care aveți această conexiune, nu trebuie să disperați sau să vă panicați. Nu toate relațiile de suflet pereche trebuie să se termine printr-o căsătorie, printr-o relație amoroasă. Aceste suflete pereche, îngemănate, care vin cu legături karmice din viața anterioară, poate să fie pur și simplu niște prieteni foarte apropiați, niște confidenți, niște oameni din tribul nostru, din grupul nostru, din familia noastră de suflet, care ne ajută într-un fel sau altul în această încarnare. Foarte frumoasă energia de pe primele 10 zile ale lunii. Se pare că această quadratură între Mercur în zodia voastră și Marte în Taur cumva vă scoate din zona de confort și vă duce către această zonă foarte frumoasă emoțional. În următoarele 10 zile din lună, între 11 și 20 ianuarie, avem aici 4 debâte, motiv de sărbătoare, de fericire și de împlinire pentru vărsători. O energie foarte frumoasă. Vărsătorii au ceva de sărbătorit aici, de sărbătorit alături de familie și de cei dragi. Pentru o parte dintre vărsători, sărbătoriți că v-ați luat examenele, că ați luat bursă, că ați primit o mărire de salar, o promovare, că v-ați găsit jobul pe care îl visați. O parte dintre voi vă găsiți această casă pe care vă doriți, această casă cu fundații solide. O parte dintre voi o să treceți mai departe cu acest suflet pereche, vă logodiți, vă căsătoriți, treceți la următorul nivel de stabilitate emoțională, pasională, creativă, din toate punctele de vedere. Niște cărți foarte frumoase pentru vărsători. Și ultimele 10 zile din lună, după 20 ianuarie, avem aici Regele de Săbii. Wow! Vărsătorii o să fie foarte înțelepți, foarte strategici. Pe finalul lunii ianuarie, în urma tuturor acestor lucruri bune care au venit în primele 20 de zile ale lunii, vărsătorii își fac planul, strategia pe termen lung. E un lucru foarte bun pentru că pe aceste baze foarte frumoase, atât emoțional cât și creativ, vărsătorii poate să-și construiască exact viitorul pe care ei îl visează. Acest cămin fericit, această familie stabilă cu o persoană pe care o iubesc foarte mult și care îi susține pe direcția lor în viață. Vărsătorii aici, în ultima parte a lunii, vor fi ca acei mari maestri de șah care își fac strategia anticipat, care știu cu 20 de mișcări înainte ce trebuie să facă astfel încât să câștige jocul. Finalul lunii este foarte bun pentru planificări financiare,
pentru a crea un plan de afaceri, pentru a vă găsi investitori, pentru a pune bazele viitorului vostru. Foarte frumos pentru vărsător, chiar nu mă așteptam la niște cărți atât de frumoase. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă las și cu un gând frumos. O să extrag un card din aceste cărți Puterea Gândului. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să îmi dați un like acestui video și să îmi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Și acum hai să scoatem o carte de aici, de la mijloc, pentru vărsători, pentru luna ianuarie 2021. Transform fiecare experiență într-o oportunitate. Fiecare problemă are o soluție. Toate experiențele sunt pentru mine oportunități de a învăța și de a progresa. Sunt în siguranță. Wow, un mesaj care descrie foarte frumos, exact, elementele cele mai frumoase ale zodiei vărsătorului. Nu uitați aceste cuvinte, reveniți la ele de-a lungul acestei luni și nu uitați că Universul vă ajută, dar e frumos ca și voi să îi mulțumiți Universului, să îi mulțumiți Divinității pentru toate aceste lucruri bune care vi le aduce în cale. Arătați recunoștință și toate aceste lucruri bune vor crește ca un val, vor veni tot mai multe lucruri bune către voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în etalările zilnice, pe data viitoare. Pa, pa!